Supărare pentru o familie de buzoieni de pe strada Prutului. La întoarcerea din concediul de la mare, familia Bârsan s-a trezit fără gaze. La solicitarea unui vecin, o firmă de instalații gaze, SC Luci, în Lumii Instal SRL, a schimbat locația firidelor de reglare-măsurare. Ulterior, specialiștii de la Distrigaz au constatat nereguli grave referitoare la această lucrare și au decis deconectarea pentru două locuințe. Cum ați reușit să rămâneți fără gaze? Simplu, datorită la o firmă care a venit și a făcut o lucrare neautorizată de Distrigaz. Firma respectivă, Lumii, a intervenit ilegal asupra branșamentului. Deci tot ce este aici este legal, ne-au debranșat. Suntem două familii care deocamdată suntem, datorită acestei firme, fără gaz. Deci cei de la Distrigaz au venit aici, au constatat și... Și ne-au dat o hârtie la mână, într-o care lucrarea este făcută fără aprobarea adânșilor. Neregulă ar fi aceea că aparatul de măsurare-reglare a fost instalat chiar sub geamul de la bucătărie, existând astfel pericolul de explozie. Păgubitul solicită anularea autorizației firmei de gaze și în acest sens a depus reclamație la protecția consumatorului. Nu pot fi puse cutiile de gaze la geam imobil, mai ales că eu am bucătărie. Prin aceasta mi se împiedică să deschiderea acestui geam. De ce s-a făcut acolo? S-a făcut fără acte. Adică fără ca cineva să vină să-i dea o hârtie, ca să-i dea voie să umble aici. Trebuia să ia proiectul meu, proiectul tatălui meu, ca să facă demește. Ce solicitați dumneavoastră acum împotriva firmei respectiv? Să-i se ridice autorizații. Deci dacă se umblă de oricine așa, că sunt autorizați, dar ei fac după bunul plac, dă o factură și încasează niște bani, dar nu se ocupă de ceea ce trebuie legal, se pare normal ca acești oameni să nu aibă ce să caute în casele la nimeni din județul Buzău. Pentru a avea din nou gaze, familia Bârsan este nevoită acum să plătească o altă firmă de instalații pentru un nou proiect și execuția lucrării. În plus, va trebui să achite o altă sumă către Distrigaz pentru rebranșare. Totul din cauza unui concediu la mare și a unor specialiști în instalații de gaze de tipul lui Dorel.